În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Local din Dărmănești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară din luna iulie a Consiliului Local, o ședință ordinară cu proiecte foarte importante pentru dezvoltarea comunității. Îl rog pe domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, să preia conducerea ședinței. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua și bine ați venit la ședințele Consiliului Local din data de 28.04.2023, ce are loc în sala de ședință a primăriei orașului Dărmănești, cu prezență fizică un număr de 14 consilieri și în format electronic, online, un număr de 3 consilieri. Trecem la ordinea de zi, cu precizarea că noua ordine de zi este într-o variantă cu două proiecte de hotărâre, suplimentate cu două proiecte de hotărâre. Supun spre aprobare noua ordine de zi, la punctul numărul 1, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.04.2023, varianta cu cele două proiecte de hotărâre suplimentate. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2022. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În 2023. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Câteva precizări am să fac, așa cum a spus la ședința pe comisii. Este vorba de o rectificare pozitivă, în principal, influențată de două noi proiecte care au fost aprobate spre finanțare pentru primăria orașului Dărmănești. Este vorba de proiectul de modernizare prin eficiență energetică numărul 2, un proiect finanțat prin Ministerul Mediului. Și cel de-al doilea proiect este vorba de achiziționarea unui măturător stradal, proiect finanțat prin fonduri europene, prin AFIR. Sigur că sunt și câteva influențe pozitive pe anumite componente, dar am să mă rog pe doamna contabil șef, așa cum ne-a prezentat pe comisii, pe scurt, să ne dea câteva detalii. La partea de venituri care de cheltuit vorbește bugetul local de 1611,92, la partea de venituri sunt veniturile aferente proiectelor, celor două proiecte, iar la partea de cheltuieli, pe lângă cheltuielile care vor fi finanțate din aceste proiecte, mai sunt și cele 4 școli care au venit pentru achiziția de programe informatice, câte 4.000 de lei. Ca influențe, toate se regăsesc în lista anexa 2 privind obiectivele de investiții finanțate de scursa A și modificări pe anexa 3 privind obiectivele finanțate de excedentul anilor anterior, în valoare de 5.770. Dacă sunt întrebări, mulțumesc, puneți la vot. Fac precizarea, înainte de supunere la vot, că toate proiectele de hotărâre pe ordinea de zi au primit avizele favorabile de la comisiile de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 3. Cine este pentru? Este împotrivă cineva? Se abține cineva? În unanimitate de voturi acceptă. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a devizului general aferent obiectivului de investiții, amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice,
în orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este vorba de actualizarea unui studiu de fezabilitate care vizează amplasarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în orașul nostru. Sigur că noi avem acest proiect depus, am depus cererea de finanțare. Sunt niște clarificări pe care le-au transmis cei de la Minister. Astăzi am venit și am corectat aceste influențe în studiul de fezabilitate și în devizul general. În principiu era vorba de niște sume care erau inițial eligibile, după aia au devenit neeligibile. Ce am corectat astăzi vine să răspundă adrese de clarificări transmise de Minister și, sigur, trebuie, cred că, în regim de urgență, marți sunt încărcate aceste clarificări. Deci este un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, care vine să aducă un plus de noutate orașului Dărmănești prin amplasarea acestor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Dacă sunt întrebări. Dacă nu mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Și colegii din online? În unanimitate s-a votat și acest punct pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Sigur că este un proiect la care am avut mai multe runde de întâlniri cu colegii din primărie, cu funcționarii publici, cât și cu aparatul de specialitate. Este a doua oară când am inițiat acest proiect în acest an. Știți că în prima parte a anului 2023 am mai venit cu un proiect de hotărâre sau am avut discuții pentru a iniția o mărire de salarii ținând cont de inflația și de situația socioeconomică de la nivelul țării și de la nivelul localității. La acel moment am găsit înțelegere la colegii din primărie pentru că își doreau o creștere mai mare decât propusese noi. Astăzi, cred că au înțeles că fiecare leu în plus este important și, ținând cont și de restricțiile și de condiționalitățile financiare pe care le avem, vin cu acest proiect de hotărâre prin care propun o creștere a salariilor între 7 și 10-11% a aparatului, a personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Dărmănești. Cei care au salarii mai mari au o creștere mai mică, cei care au salarii mai mici, sigur, o creștere mai mare. Această majorare vine cumva să atenueze din inflația care a avut loc în 2022, știu, cu toții 38%, impactul acestei inflații se vede în coșul zilnic. Am parcurs etapele de dezbatere publică, de întâlnire cu colegii funcționari și cei din aparatul de specialitate. Toată lumea a fost de acord, cu excepția unei doamne care este liderul grupei sindicale. Și ca atare, fiind parcursă etapa de consultare a colegilor din primărie, propun aprobarea acestui proiect de hotărâre care, repet, vine cumva să mărească veniturile celor care lucrează în administrația publică a orașului Dărmănești, în așa fel încât, spuneam, șocul pe care l-am avut la dreptul toții datorită creșterii prețurilor din 2022 și chiar și din 2023 să fie puțin atenuat. Spuneam că îmi doresc să facem pentru comunitate lucruri frumoase, investiții, proiecte de investiții, dar nu doresc să fac acest lucru singur, ci împreună cu dumneavoastră, posibil local și sigur cu cei din primărie, pentru că ar fi imposibil de atins aceste obiective care sunt multe și greu de implementat de unul singur. Acești oameni, dacă vor să obțină rezultate sau vrem să obțină rezultate bune, e nevoie să fie și retribuiți. Deci, ca atare,
propun aprobarea acestui proiect care vine cumva să atenueze șocul pe care l-am trăit cu toții în 2022. Mulțumesc dacă sunt întrebări. Dacă nu, supuneți la vot. Supunem la vot proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? O abținere, doamna președinte. În online? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al OAT Orașul Dărmănești, a două loturi de teren extravilan situate în lunga Uz, Brătulești, din Orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator domnul primar al Orașului Dărmănești, domnule primar, vă rugăm. Este vorba de un obiectiv de investiții pe care îl implementează Compania Română de Agro Bacău, finanțat prin COIM, acea conductă de apă brută de la baraj Baiana Uzului la stația de tratare Crăboaia. Sigur că acest obiectiv a fost lansat încă din 2018, cred că astăzi se implementează acest proiect în anumite părți. Noi nu am predat terenul pentru constructorul, pentru implementarea conductei. Sunt niște probleme care țin de chestii tehnice și am comunicat împreună cu cei de la CRAP, cu specialiștii CRAP și cu constructorul noi trasee. Aceste trasee se găsesc în cele două loturi. Lotul 1, suprafață de 1771 de metri pătrați și al doilea 844, care vizează în special strada Valea Uzului, acolo unde noi avem un proiect de asfaltare și spuneam mai devreme că așteptăm ca cei de la Compania Națională de Investiții să emită ordinul de începere a lucrărilor în cel mai scurt timp. Din practică am văzut șansul pentru care, care trebuie să fac pentru a introduce această conductă duce la, eu știu, degradări masive ale drumului. Noi avem pe acest tronson de drum și canalizare, avem și rețea de apă, ne dorim să avem și rețea de gaze și toate aceste rețele care deja sunt implementate pe strada Valea Uzului vor fi serios avariate dacă se va introduce tot pe același tronson și rețeaua de alimentare cu apă, mă refer la cu apă brută, această conductă. Ca atare, împreună am identificat niște soluții. Aceste soluții le atestăm la domeniul privat. Vom da, după aprobarea această hotărâre, pentru cadastrarea traseului propus de noi și îl vom pune la dispoziție celor de la CRAR. Sigur că este o tatonare între cei de la CRAP și noi, pentru că noi ne dorim să ne protejăm pe de o parte cetățenii, pe de altă parte investițiile pe care le-am făcut. Dumnealor își doresc drumul cel mai scurt și cel mai ieftin și va trebui să găsim cele mai bune soluții. Spuneam că ne protejăm cetățenii pentru că aceste conducte impun restricții. Pe o, eu știu, anumită distanță, stânga și dreapta, vom avea restricții inclusiv de construcții noi și cei care au case în zona respectivă, sigur că își doresc să-și modernizeze casele, să construiască, dacă sunt terenuri pe acolo, case noi și vor fi probleme dacă această conductă va trece pe acolo. În principal, am stabilit direcțiile mari de, eu știu, dezvoltarea proiectului respectiv. Sper să rămână așa. Rugămintea mea este să susțineți acest proiect de hotărâre, în așa fel încât, în termen scurs, să-l cadastrăm, să-l punem la dispoziție beneficiară. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Am primit o adresă de la ADIS Bacău. În fiecare an noi aprobăm prin hotărâre de Consiliul Local cotizația la asociațiile din care facem parte.
în 24-a-3-a, ADIS ne-a transmis o adresă în care ne comunică hotărârea ADIS Bacău, numărul 2, din 2-a-3-a-2023, privind aprobarea cuantumului cotizațiilor membrilor asociației. Și avem aici o listă. Dacă am crescut la orașul Dărmănești și mi se spune că pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 10.000, între 100.000 și 200.000, e cazul municipiului Bacău, cotizația a crescut la 670.000 de lei pe an. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 25 și 50.000 de locuitori, cotizația este 100.000 de lei pe an. Comăneștiul și Moineștiul, că sunt mai mari, au 60.000. Pentru municipiul și orașe cu populație cuprinsă între 10.000 și 18.000. Aici ne încadrăm noi, orașul Târgu Ocna, orașul Dărmănești și Bucușul, cotizația este 50.000 de lei pe an. Și așa mai departe, comunele, e cam mult pentru orașe. Noi am sărit de la 35.000 de lei la 50.000 de lei. Sper să reușim să ne achităm această cotizație, pentru că cotizația se regăsește în taxele cetățenilor și nu în altă parte. Vă propun să o aprobăm așa, urmând ca la o eventuală viitoare întâlnire în AGA ADIS să vedem o echilibrare a acestor cotizații, pentru că nu putem. Poate orașele care sunt mai mari sau municipiile cu venituri mai mari, nu au problemă. Dar pentru noi și 50.000 de lei este destul de mult. Mulțumesc dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Colegii din online? În unanimitate de voturi a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației de 13,8% a cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către ANL din orașul Dărmănești, strada energiei numărul 57A și strada energiei numărul 57B. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, domnul reprimar, vă rugăm. În data de 24 martie 2023 am primit cu adresa 6064 o înștiințare, o solicitare de la Agenția Națională pentru Locuințe, prin care mi se aduce la cunoștință că trebuie să indexăm cu rata inflației de 13,8% cuantumul chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru locuințele locative construite prin Agenția Națională de Investiții. Și mi se mai spune aici că în caz contrar vom demara toate acțiunile legale în vederea recuperării creanțelor datorate de către unitatea administrativă teritorială și totodată ne rezervăm dreptul de a sesiza curtea de conturi. Ne spune frumos ce avem de făcut și după care ne transmite așa elegant că în caz contrar ne vor face plângere. Ca idee, trebuie să facem această corecție, pentru că anul 2022 rata inflației a fost de 13,8%, iar trebuie să se regăsească în cuantumul chiriilor din 2023. Am venit cu acest proiect de hotărâre, am precizat la articolul 2 și modul cum vom face acest lucru, începând de la 1.05.2023, printr-un act adițional. Spuneam că aceste sume pe care noi le încasăm chirie, le vom vira în procentul prevăzut de lege către Agenția Națională pentru Locuințe. Adică acești bani nu rămân la noi, de-aia dumneavoastră ne spun foarte elegant că vor să exact curtea de conturi în cazul în care noi nu suntem de acord cu acest lucru, pentru că au în bugetul anului 2023 cei de la Agenția Națională pentru Locuințe, aceste sume deja indexate. Practic, este o punere în practică a legislației vis-a-vis de rata inflației. Dacă aveți întrebări, vă mulțumesc, spuneți la vot. Să punem la vot punctul numărul 8 de ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Cu abținere, doamna Verde, se abține. Este cineva împotrivă?
cu 16 voturi pentru și o abținere, doamna consilier Zerdeș a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SECE compania Rompres Services SA de către UAS-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957/6/5/2015. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar, rugăm. Sigur că acest proiect de hotărâre a luat naștere în urma unei adrese transmise de operatorul regional, compania Rompres Service, care ne propune o creștere a tarifelor de colectare a deșeurilor municipale. Ne-am aprobat în începutul anului printr-o hotărâre de Consiliu, taxa de salubritate, care spune noi acolo în ce condiții se încasează de la persoanele fizice, am stabilit de la persoane juridice. Cei de la Rompres motivează creșterea acestor tarife datorită faptului că în perioada din ianuarie și până în aprilie s-a înregistrat creșteri de prețuri la diverse componente care fac parte din formula de calcul a taxei. Propunerea este de respingere a acestui proiect de hotărâre, în așa fel încât cei de la Rompres să se adreseze pe cale legală autorității de reglementare a prețurilor în domeniu, pentru că se pare că aceste creșteri, dacă au existat, nu sunt atât de mari pe măsura solicitării celor de la companie. Ca atare, propun respingerea acestui proiect de hotărâre, urmând ca solicitantul să adreseze, așa cum am precizat, celor de la Agenția Națională de Reglementare a Prețurilor și dacă vor avea câștig de cauză, ne vom, conforma și vom aproba noile tarife, în caz contrar, cu cele deja aprobate. În situația în care aceste modificări, aceste ajustări sau la aceste ajustări cei de la compania Rompres vor primi răspuns favorabil, automat și noi trebuie să venim subsidiar și să dăm o hotărâre de Consiliu pentru creșterea taxei de salubritate. Deci cam informatul ăsta suntem astăzi. Dacă aveți ceva întrebări, mulțumesc! Supun la vot punctul numărul 9. Cine este pentru respingerea modificării ajustării tarifelor? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost aprobat și punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări din orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Acest proiect de hotărâre a luat naștere ca rezultat a problemelor care au fost dezbătute la nivel de județ Bacău privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Sigur că aminteam mai devreme, orașul Dărmănești, poate orașul Dărmănești, are în implementare foarte multe proiecte, fie cu fonduri europene, fie guvernamentale, locale și așa mai departe. Aceste proiecte generează cantități de deșeuri din demolări sau din construcții. Știm că legislația este foarte clară vis-a-vis de gestionarea acestor deșeuri din demolări sau din construcții. Și mai știm că, în mare parte, sunt deșeuri inerte. Sigur că se pare că nu le știm pe toate și cei de la Agenția de Mediu și de la Garda de Mediu au venit și au spus că dumneavoastră sunt autoritățile care dau verdictul dacă sunt deșeuri inerte sau nu. Sigur că am participat la întâlniri la nivel de prefectură, de Agenția de Mediu și am propus acolo ca la nivel de județ Bacău autoritățile de reglementare să propună un regulament împreună cu punctele de vedere transmise de OAT-uri, să avem un limbaj comun. Fiecare avea câte o părere. N-am reușit la acele întâlniri să avem
unanimitate în discuții. Și atunci am inițiat împreună cu, repet, cu ceilalți colegi primari de orașe și municipii această idee de a întocmi un regulament, de a aproba un regulament pe care să respectăm, pe de o parte, noi generatorii de deșeuri din construcții și demolări și, pe de altă parte, să fie adus la conștiință celor care vin să ne controleze instituțiilor cu atribuții în acest sens. Mă refer la Garda de Mediu, Agenția de Mediu și ceilalți care mai vin peste noi. Practic, acest regulament este de comun acord agreat de toți factorii implicați. Rămâne să gestioneze într-o formă, credem noi, în corelare cu legislația aceste deșeuri. Au atribuții și OAT-urile, au atribuții și constructorii. Putem folosi aceste deșeuri după ce avem garanția că sunt și adresa transmisă, notificarea transmisă de la Agenția de Mediu că sunt inerte, ele pot fi folosite, pot fi valorificate, fie le concasăm și le folosim pentru refaceri de drumuri pietruite, fie pot fi depozitate în diverse zone care sunt astăzi grote, gropi și așa mai departe, în vederea nivelării terenului, sunt soluții. Propun aprobarea acestui regulament în așa fel încât să nu avem probleme vis-a-vis de modul de gestionare a deșeurilor. Sigur că aici venim cu un răspuns și față de cetățeni. Am avut de foarte multe ori solicitări din partea persoanelor fizice și ne-am întrebat ce fac cu acest modus, cum îl cunoaște noi mai exact, rezultat în demolarea construcțiilor sau rezultat în urma construcțiilor noi. Nu prea avem soluții. Astăzi, prin acest regulament, căutăm o soluție acolo unde, repet, deșeul este sau, eu știu, ce rezultă din construcții și demolări este inert, îl putem folosi, ce este periculos și așa mai departe, va trebui predat către și plătit către societățile de profit. Dacă aveți întrebări, mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 6.000 de lei, constând în materiale de construcție, familiei domnului Tomcu Anton, persoana aflată la nevoie socială, cu domiciliu în strada Arinilor, numărul 10, oraș Dărnănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărnănești, domnule primar, vă rugăm. În data de 11.04.2023 a avut loc un incendiu pe raza orașului Dărnănești, mai exact în strada Arinilor. Acolo au fost afectate grav două gospodării. În mare parte, gospodările au fost distruse, una în proporție de 100%, una în proporție de 80%. Ca atare, propun pentru familia Tomcu Anton un sprijin financiar de urgență în cuantum de 6.000 de lei, constând în materiale de construcții. Practic, încercăm și noi să venim să sprijinim refacerea acestei locuințe a familiei Tomcu Anton. Sigur, familia aflată în nevoie socială, așa cum spuneam, cu daună în proporție de aproape 100% și fără niciun fel de asigurare pentru locuință. Dincolo de această contribuție financiară, constând în materiale de construcții pe care familia și le-ar va achiziționa de la operatorii din zonă, venim și cu sprijin cu utilaje și am și fost acolo cu utilaje, cu camion, cu bulldog, cu niște oameni, în așa fel încât oamenii să poată să se, eu știu, adune, dacă aș putea spune așa, din acest nefericit caz și să reușească până în toamnă să-și facă o locuință în care să poată împreună cu familia să locuiască. Dacă aveți întrebări,
Dacă vă mulțumesc, supuneți la vot. Mulțumesc, domnule primar. Supunem la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? Trecem la punctul numărul 12. Punctul numărul 11 a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 6.000 de lei, constând în materiale de construcții familiei domnului Roman Cristian, persoana aflată în nevoie socială, cu domiciliu în strada Arinilor, numărul 12, oraș Dărmăne, județul Bacău, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmăne. Domnule primar, este vorba de cea de-a doua familie care la cărei locuința ars, la fel propunem 6.000 de lei, constând în materiale de construcție. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot punctul numărul 12 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul... A fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești la acordul de parteneriat LIDER, ce se va implementa viitoarea strategie de dezvoltare locală 2023-2027. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur că și la acest proiect de hotărâre am avut la bază solicitarea transmisă de grupul de acțiune locală Valea Muntelui, 21.4.2023, prin care ne solicită să emitem un proiect de hotărâre care să prevadă câteva lucruri importante. În primul rând, că ne manifestăm intenția de a face parte din acest proiect LIDER, din acest parteneriat. În continuare, precizez că am fost membri fondatori cu anii în urmă când s-a înființat Gala Valea Muntelui. De asemenea, reconfirmăm calitatea de membru fondator la acest grup. Suntem de acord ca teritoriul orașului Dărmănești să facă parte din strategia de dezvoltare locală cu implementarea din PNS în perioada 2023-2027 și, sigur, aprobăm angajamentul de susținere și de participare a UAT orașului Dărmănești la acordul de parteneriat LIDER. Prin acest proiect reconfirmăm, așa cum am precizat, intenția noastră de a face parte din grupul de acțiune locală Valea Muntelui, susținerea pentru grupul de acțiune Valea Muntelui, ideea de a fi parteneri în acest parteneriat LIDER și sigur că facem acest lucru pentru a reuși să obținem finanțări europene atât pentru persoanele juridice de pe raza orașului Dărmănești, cât și instituția primăriei. Mai precizez că în perioada cât am fost membri în acest grup de acțiune locală, am beneficiat de finanțări europene și am să dau câteva exemple. Așa am reabilitat părul de la Dărmăneasca, ne-am cumpărat utilaje la garaj și amintesc un bur de excavator. Acum suntem în perioada de achiziție a unui modulator stradal, la care am obținut finanțare de 68.000 de euro pentru acest obiectiv. Deci, ca idee, mergem în continuare, susținem grupul de locală, susținem parteneriatul LIDER și ne dorim să facem parte din strategia care se va scrie pentru obținerea următoarelor finanțări europene. Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate de voturi. S-a fost adoptat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, fazele PTE, DDE, caiet de sarcini, DTAC, adevizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare străzi de interes local, strada Castanilor, strada Dumnezeu, strada Garofiței, strada Valea Madului, oraș Dărmănești, vestul Bacău, inițiator al proiectului de hotărâre, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să fac câteva precizări și aici. Spuneam în ședințele anterioare că principalul nostru scop este să dezvoltăm comunitatea și să investim în comunitate. Aceste obiective rămân priorități zero pentru noi și nu pot fi atinse dacă nu continuăm procesul de modernizare a străzilor, de asfaltare a străzilor
și, sigur, modelizare sămânduri, gole, podețe și așa mai departe. Dacă recent am închis proiectul care l-a îndemânat anul trecut de asfaltare a 7 străzi din buget local, astăzi vin cu propunerea de a aproba acest proiect de hotărâre privind fazele PTE, DDE, caiet de sarcini, DATC și așa mai departe, pentru încă 4 străzi și le-a amintit aici domnul viceprimar, o să o mai fac o dată și eu, vorbim de asfaltarea străzii Castanilor, strada Dumbravei, strada Garofiței și strada Valea Marului. Sigur că această investiție este din buget local și valoarea ei este 4,7 milioane de lei. Adică, într-un an, dacă am strânge toți banii din taxe și impozite, am încasat vreo 7 milioane de lei. Iată că 4,7 milioane din acești bani pe care noi încasăm de la oameni, îi investim doar în aceste 4 străzi. Sigur că, înainte de a merge pe ideea de asfaltare, avem în vedere infrastructura de substradă și vorbim de apă, canalizare, gaze și așa mai departe. Am văzut foarte multe discuții și foarte multe întrebări pe forumurile și pe mass media, WhatsApp și așa mai departe, dar la noi când, dar la noi când. Sigur că dacă am avea putere financiară, le-am asfaltat mâine pe toate. Cert este că avem constrângeri vis-a-vis de resursele financiare, pentru că asta este cea mai mare provocare și cu pași destul de accelerați mergem pe această modernizare a străzilor. Spuneam pe ședința de comisii că cea mai mare alocare financiară și în acest an este îndreptată către modernizarea străzilor, asfaltarea străzilor și iată, avem 4,7 milioane de lei din bugetul local pentru aceste străzi care până la sfârșitul anului vor fi asfaltate. Avem 21 de milioane de lei alocat pentru șoseaua de centură care va, lucrările vor începe în maxim o lună de zile și mai avem 16 milioane de lei prin Compania Națională de Investiții, alocați pentru cartierul Brătulești și acolo a fost procedura de depunere de oferte încheiată și se așteaptă emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Deci, dacă facem un calcul doar în 2023, 21 de milioane la șoseaua de centură, 16 milioane la străzile din Brătulești și aproape 5 milioane aici, suntem undeva la 8 milioane, 9 milioane de euro doar în 2023 alocați pentru investiții în infrastructura rutieră. Asta înseamnă că rămâne prioritate zero modernizarea străzilor și că ar trebui să avem răbdare pentru că lucrurile astea nu se fac peste noapte. A ajuns un kilometru de stradă modernizat foarte mult, aproape 2 milioane de lei. Vreau să vă spun că într-o ședință viitoare vom veni cu un nou pachet și cu un nou proiect de hotărâre care va viza asfaltarea străzilor din Joseni și aici avem Luncii și Primăverii și din Triaj, cea de noi Triaj și Fabricii. Pentru cartierul Plopu am depus acea aplicație pentru canalizare, Plopu și Porcuben și așteptăm să vedem rezultatul de la cererea de finanțare. Avem și acolo proiecte depuse pentru asfaltare, dar atâta timp cât nu terminăm cu canalizarea, nu vom putea interveni. Iar pentru cartierul Sărătuc avem în vedere canalizarea care este pe Poim. E un obiectiv, spuneam mai devreme, de 20 de milioane de lei. Canalizarea și apă la în cartierul Sărătuc, care este gestionat de Compania Română de Apă, nu de noi. E un proiect la care, din păcate, nu s-a înscris nimeni, a fost până pe 25 depuneri de oferte, nu s-a înscris nimeni. Sigur, se va relua această licitație, dar șansurile vor fi pe stradă, pe mijlocul străzii. Nu putem să ne ducem cu asfalt de la Ligul Mladeal, pentru că vom sface tot ceea ce facem. Deci, cu răbdare, sper să le putem rezolva pe toate. Mulțumesc dacă aveți întrebări pentru acest proiect. Dacă nu, spuneți la vot. Mulțumesc. Punem la vot punctul numărul 14 de pe ordinea de zi. Cine este pentru?
Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate de voturi, acest punct de pe ordine de zi a fost adoptat. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului minim de referință a masei lemnoase propuse spre exploatare în anul 2021 din fondul forestier al UAT Vermănești, în urma neajudecării în cadrul procedurii de licitație publică. Inițiator, domnul primar al orașului Vermănești. Domnule primar, vă rugăm. În 2021 noi am avut marcate niște parchizi din terenul de licitație forestieră al orașului Vermănești. O parte au fost ajudecate, patru partizi nu au fost ajudecate și ca atare prețurile au rămas la nivelul anului 2021. În 2022 am avut din nou partizi din producția anului 2022 scoase la licitație cu prețuri mai mari. Ca atare acest proiect de hotărâre vine și propune actualizarea prețurilor în 2021, adică creșterea lor de la 80 de lei cerea la vremea respectivă la prețurile actuale. Sigur că după aprobare și aceste patru partizi din producția anului 2021 vor fi cumulate cu partizile din 2022 care sunt scoase la licitație și care nu au fost adjudecate până acum și vom lansa cât de curând încă o procedură pentru achiziția acestor partizi. Este o sursă de finanțare pe care noi o folosim eficient, această pădure. Nu ca să-mi sume foarte mari, dar nu sunt de neglijat aceste sume. Și aceste sume vin să cofinanțeze proiectele pe care noi le-am aprobat sau le-am amintit mai devreme. Deci din aceste sume, nu doar cu taxele și impozitele pe care le luăm, finanțăm aceste proiecte mari de investiții de milioane de lei pe care le-am amintit. Dacă aveți întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 16 diverse. O să-i dăm cuvântul domnului primar, după care, dacă doriți să vă înscrieți, câteva lucruri aș vrea să spun aici. În primul rând, e un mesaj transmis crescătorilor de animale, în special celor care au oi. În această perioadă, până pe 21 mai, când oile vor pleca la munte, avem nenumărate solicitări din partea cetățenilor, plângeri că aceste ovine sunt pășunează în grădinile, în frumețele, în, imediata proximitate a intravilanului. Sigur că nici în zona de Islas, și noi am stabilit de comun acord care sunt zonele unde pot pășuna oile până pe 21 mai, în zonele din fiecare Islas comunal am delimitat clar unde se poate pășuna. Din păcate, nu se respectă ce am vorbit noi acolo în unanimitate și ca atare, mesajul pe care îl transmit este de a își face fiecare treabă așa cum e. Nu mergeți cu oile în zonele de jos, în zonele proprietăților private și nici în zona în care noi avem islas care este destinat pășunatului bovin. În caz contrar, sigur că vom aplica măsurile legale și varianta scurtă este amenda și poliția locală este pe traseu. Nu asta ne interesează, să vă creăm disconfort. Deci rugămintea mea, mergeți cu ovinele în zonele în care le-am agreat de comunale. Al doilea lucru, aș vrea în regim de maximă urgență cei care au licitat pentru pășuni să vină și să semneze contractele de închiriere. Noi, în mare parte, le-am pregătit pentru a putea să depuneți aplicațiile la APIA. Cei care ați participat la licitație și aveți contracte, înainte de a veni să semnați, faceți acele garanții pe care colegii mei le-au prevăzut în caietele de sarcini. Fără depunerea garanției și documentul în caz de pus garanția, nu vom avea contractele semnate. Al treilea lucru, aș vrea să vă spun că în zonele de pășune pentru bovini, la fel este interzis pășunatul până pe 21 mai, vor pleca oile la munte și vom deschide pășunatul pentru bovine. Este o
în angajamentul silvopastoral pentru de noi. Sunt niște reglementări foarte clare. Este o perioadă de refacere a covorului ierbos. Nu putem poșuna alandana. Deci, în acest caz, cei care vor fi găsiți pe poșune vor primi amenzi. Următorul lucru pe care vreau să vi-l transmit este că în 21 mai facem acel târg de produse tradiționale cu crescătorii din zonă și nu numai. Și vă invit pe toți cei care sunteți interesați să participați la, nu mai știu, cred că a 7-a ediție a târgului de produse tradiționale în centrul orașului, în fața primăriei, sâmbătă și duminică, 20-21 mai, va avea loc această ediție a târgului de produse tradiționale. Mi-aș dori tare mult ca cei interesați să depună solicitări, cereri la primărie pentru a putea să le rezervăm un spațiu de expunere. Dacă sunt probleme legate de finanțări, de eu știu, proiecte europene, vom convoca la aceste zile de târg și autorități de la nivel județean, și mă refer aici la Direcția Agricolă, la APIA, de la nivel central, în așa fel încât să răspundem solicitărilor. Tot în această perioadă, 21 mai, vă propun să inaugurăm obiectivul de investiții care l-am încheiat în decembrie 2022. Este vorba de centru de zi pentru persoane vârstnice și vă invit pe toți, cei care vreți, vom comunica ora, data exactă, deci după ce vom deschide de produse tradiționale, cred că vom merge împreună și vom inaugura și acest obiectiv de investiții la care s-a muncit foarte mult. Câteva lucruri pe scurt, dacă aveți probleme care țin de punctul numărul 16 de diverse, vă rog. Domnul Balaș, vă rog. La diverse, așa de întrebări scurte, una pentru domnul secretar. O simplă întrebare. Serviciul taxe și impozite poate percepe taxe pentru un serviciu neefectuat pentru persoane fizice sau juridice? Am să vă răspund eu, dacă îmi permiteți. Toate aceste taxe și impozite sunt reglementate prin hotărâri de Consiliul Local sau legislație. Trebuie să înțeleagă cetățenii că au drepturi și obligații. Și noi am spus acolo că la obligații, dacă vorbim de taxa de salubritate, sunt obligați ca până la 31 martie, dar în cazul taxei este până la sfârșitul lunii ianuarie, să depună o declarație cu situația lui vis-a-vis de membri. Deci avem modelul de declarație și este obligația lui, nu mergem noi la 15.000 de locuitori, să le solicităm această cerere. În modelul de declarație pe care au ei, acolo declarație de impunere, spun, suntem 5 membri în casă, cât e taxa și așa mai departe. Sau, 2 membri sunt plecați în străinătate, depun documente că sunt plecați în străinătate și noi luăm de bună această declarație făcută pe propria răspundere. Sigur că în paralel facem și noi verificările noastre. Cât sunt la, în evidența sclep la primărie și vede că sunt 8 sau 9 sau 10. Și el a declarat 2. Dacă vorbim de persoane juridice, deci la persoane fizice, cu siguranță este obligativitatea omului de a veni și face această declarație. În condițiile în care a venit, se impune din oficiu. La persoane juridice, regula este la fel. Avem model de declarație, cei mai mulți dintre persoane juridice declarați la orașul Dărmănești, au venit în termen și au făcut această declarație de impunere vis-a-vis de cantitatea de gunoi pe care o generează și numărul de angajați. Tot ca obligativitate este cade în sarcina atât a persoanei fizice cât și a persoanei juridice de a solicita de la orașul Dărmănești un container sau o pubelă, un recipient. Adică în baza solicitării scrise acestui aceste persoane fizice sau juridice, noi dăm gratis fie o cuberă pentru persoana fizică sau două, când este vorba de gunoi menajer sau de gunoi reciclat, fie un container pentru persoana juridică. Cei care nu vin să solicite aceste recipiente, nu înseamnă că
nu se prestează un serviciu, pentru că sunt reglementări încheiate între, prin contractul de delegare a gestiunii între OAT și operator. Pentru că în felul ăsta, dacă n-am fi avut aceste reglementări, nimeni nu producea pe noi în Dărmănești, nimeni nu venea să declare că are 3 membri, 5 membri sau nimeni nu venea să declare că are activitate economică, dar de pe raza orașului Dărmănești se ridicau tone, zeci de tone de deșeuri, erau transportate la groapă de către operator și nimeni n-avea de plătit. Ei, sigur că, repet, dacă respectivul sau persoana juridică sau fizică spune că nu are activitate, vine la primărie, declară că nu are, aduce în cazul persoanei juridice extras de la Registrul Comerțului în care omul a declarat că nu mai are activitate, nu îl impune nimeni. În cazul persoanei fizice vine și ne spune băiatul meu, soțul meu este plecat din țară, este student, va decedat, în baza acestei declarații, el este scos din evidență. Sau și varianta invers. Avem o persoană juridică care este inactivă ianuarie, februarie până în iulie. În iulie vrea să reia activitatea. Din nou avem reglementat, vine, declară, ne spune că a început activitatea și a luat autorizație de funcționare și așa mai departe. Persoana la care faceți dumneavoastră referire, e vorba de persoană juridică, este o poveste mai veche, este o poveste cu iz de eu știu, de scandal poate prea mult spus, acea persoană juridică funcționează, a făcut adresă la Registrul Comerțului și este activă, a făcut adresă la Ministerul de Finanțe și are activitate, ne-a declarat dumnealui că are un angajat, a mai avut o problemă în anii anteriori, a pierdut în instanță și gunoiul costa 3 lei și cheltuielile de judecată au costat 10 lei, adică dacă este rea voință, nu am toleranță la așa ceva. Dacă nu înțelege, să vină la noi și să ne întrebe. Avem toate mijloacele gândite în aceste hotărâri de Consiliu, avem toate soluțiile pentru, știu, avem un regulament, adică, așa cum înțeleg, 99,9% să achite și să țină de ce avem aici, 1-2% nu înțeleg. Deci, cam atât am avut vizionat de acest. A doua întrebare face referire la respectarea hotărârii de Consiliu privind închirierea terenurilor private a contractelor de arendă între crescătorii de animale și proprietarii de teren. De închiriere, nu de arendă, de închiriere. Nu închiriere. Da. Noi am dat o hotărâre de Consiliu, modul în care se poate face acest lucru. Sunt mulți care sare etapele, sunt mulți care își bat joc. Așa, pe românește de proprietate. Sunt persoane bătrâne care n-au mai ajuns. Ei plătesc, oamenii plătesc la Consiliu taxele și impozitele pe teren și alții beneficiază, știți, de... Eu ce am amintit da, și mai devreme și am spus că... V-ați referit la acest lucru, dar ar dori chiar să nu ne bate în joc unii de alții. Deci, chiar e păcat. Noi plătim terenul un an de zile și beneficiem de acel teren 3 sau 4 luni pe an. Tot aveți o propunere concretă aici. Serviciul taxe și impozite ne trimite lunar dacă n-am plătit. Da. Da, eu aș avea o propunere să respecte ceea ce am hotărât noi în Consiliu. Nimic. Sigur. Noi am de asta am și spus că cei de la Poliția Locală da. Sunt în teren și dau amenzi deci, în fiecare zi pentru că au soluții pentru că nu. Atât aș dori să respecte hotărârea de Consiliu. Da. Nimic mai mult. Da. Și a treia problemă ar fi problema opiniilor primari. Aș dori ca Poliția Locală, chiar în zona rafinăriei, sau sunt anumite locuințe, unei persoane sunt plecate în străinătate. Sunt saciuiați acolo câini, sunt mănci. Deci ar trebui cumva luați și dute acolo. Sunt persoane care circulă cu biciclete, nu mai pot circula pe ele din cauza la aceste haide. Știu. Aș vrea să vă fac și aici câteva propuneri. În primul rând, la nivel de OAT, orașul Dărmănești, noi nu avem un serviciu funcțional pentru gestionarea câinilor. Avem personal, să zic, autorizat pentru a folosi pușca cu tranquilizanți și intervenim punctual acolo unde sunt probleme deosebite. Cred că vom veni perioada următoare cu un proiect de hotărâre pentru a găsi niște soluții. Una dintre soluții
poate fi să ducem acești câini în alt centru, adică la un OAT care are un serviciu autorizat și un adăpost autorizat. Să știți că lucrul ăsta puteam face de mult, dar sunt niște costuri fantastic de mari. În fiecare zi veți vedea ce costuri sunt cu întreținerea unui câine într-un adăpost autorizat. Sunt niște costuri fantastice și dacă ni le permitem, vom face lucrul ăsta. Dar va trebui să dezbatem serios fiecare bănuț pe care îl cheltuim acolo. Acești câini în adăpost, nu, din ce am discutat cu cei care au adăposturi autorizate, nu înseamnă că în ziua a 7, a 8, a 10 vor fi eutanasiați. Nu. Acești câini pot să stea în acel adăpost și 10 ani. Și noi suntem obligați să întreținem acești câini. Deci împreună vom decide care sunt costurile pentru comunitate și sigur, dacă ne permitem să facem lucrul ăsta, că dacă ducem, nu știu, 30 de câini într-un adăpost de acest gen, pe nu știu câte sau luni sau ani, gestionăm și vedem care e impactul. Cred că ar trebui, pe de altă parte, să fim și noi un pic ca și cetățeni, un pic mai vigilenți. Mai degrabă recomand chemarea doctorului veterinar și castrarea acestor cățele care ne creează disconfort. Noi avem contract cu doctorul veterinar, pe toți cei care prindem pe domeniul îi castrăm, îi deparasităm ce facem cu ei. Sunt foarte mulți căței găsiți în diverse colțuri din de stradă, de 7 căței, aduși de proprietarii de câini. Aceste cățele se mulțesc, rămași pe domeniul public, creează disconfort. Deci, dacă găsim de comun acord să facem un efort pe de o parte autoritatea publică, pe de altă parte fiecare cetățean acolo în curtea lui, cred că rezultatele se văd. Altfel e destul de greu. Sigur, putem să-i strângem, să-i ducem într-un adăpost, dar vom vedea că sunt niște costuri lunare foarte mari și la momentul ăsta, cel puțin, nu ne le permitem. Noi avem restricții de iluminat public pe timpul nopții, pentru că nu avem cu ce plătim. Și nu știu dacă vom identifica resurse să ținem câinii în adăpost. Pentru că cei care, repet, au aceste adăposturi, n-au niciun interes să îi eutanasieze în 20 de zile, în 30 de zile. Ei din asta trăiesc și vor să... Mă preferi la zona de Borneala, unde sunt copii cu biciclete. Îi prindem, îi deparasităm am văzut... Iar proprietarul în teren, la rafinărie, proprietarul în teren, ar trebui să facă ceva acolo. Am avut discuții, exact. Nu discutăm numai de... Am avut discuții. Și nu-i numai cazul. Nu-i numai cazul. Hai să zicem acum... Două probleme. Prima problemă. Ce se mai știe despre proiectul cu anvelopare a liceului tehnologic de Armănești? Una. Și a doua, cu introducerea acelei conducte de gaze. Ce mai știți de proiectele noastre de gaze din zonă? Da. Pentru prima întrebare, suntem cu proiectul liceului la proiectant. Se face acum acel DATC sau DALI. Are termen până pe 12 mai. Să finalizeze atât liceul cât și grădinița din strada Popasului. Noi avem un calendar, 12 mai ar trebui să ne predea aceste daliuri, imediat să facem o ședință extraordinară, aprobăm acești indicatori, încărcăm aceste daliuri pe platforma PNRR-ului și trecem la etapa următoare, adică proiectare și execuție. Sunt niște pași, se lucrează la momentul la care vorbim, repet, am avut și eu discuții cu proiectantul, lucrează. Până pe 12 are termen să ne predea. Legat de extinderea rețelelor de gaze și acolo se lucrează, cred că a terminat pe larelelor, viorelelor, se intervine pe vadului și după aia vom intra în care totuși în zona care te interesează. Deci noi am bugetat, am avut și noi o problemă pe care am contat liceu, din lipsă de resurse financiare, bugetasem lucrările astea pentru trimestrul 3.
și am rugat să devansăm cumva, pentru că constructorul a terminat pe alelelor și trebuie plătit. Deci, văd undeva august finalizarea lucrărilor. Cel puțin. Mulțumesc! Domnul profesor Buzatu, vă rog. Da, spuneam că așa, și mă voi strădui să le rezum la câteva cuvinte. Vă rog. E vorba de cinepirul internațional de la Valea Muzului. Tribunalul din Bacău, subliniez în Curtea de Apel din Bacău, în altă localitate, în 10 februarie anul acesta, a anulat definitiv dreptul de proprietate a localității Bacău asupra cimitirului Valea Muzului. Bine, decizia este definitivă, irevocabilă și așa mai departe. Eu am aici mai multe observații și am să mă opresc la câteva dintre ele. Mă opresc mai întâi la hotărârea Curții de Apel, care spune că, sau care cere desființarea lucrărilor cimitirului. Acum, o parte din presă care e mai puțin informată și presa maghiară, vehiculează și alți termeni, cum ar fi demontarea, demolarea, îndepărtarea și așa mai departe. Sigur că termenii aceștia își au nuanțele lor, de înțeles. Problema este să vedem noi, ca primăria Dărmănești, unde ne situăm, la care din ei ne oprim. Ar trebui să ne oprim la termenul de desfințare al Curții de Apel Bacău. Problema este cine să facă acest lucru. Cred că primăria Dărmănești, care este proprietara acestui imobil, ar trebui să facă acest lucru, dar eu zic că nu ar trebui să facem nimic până când nu avem o hotărâre executorie la acest lucru. Trebuie însă multă atenție, fiindcă primăria, primarul din Sân Martin, spune că așteaptă măcar o notificare, probabil din partea unei instituții superioare și, în mod sigur, se lucrează în acest sens și pe baza acestei simple notificări să se aducea rezultat. Trebuie puțină atenție din partea noastră ca, mă rog, să fie pusă la îndeplinire hotărârea Curții de Apel și nu notificarea din partea unei instituții pe care o așteaptă primarul din Sân Martin. Asta înseamnă, am zis că trebuie o hotărâre executorie, dar și aici cred că sunt probleme suficient de dificile, în sensul că de ce să desfințăm când putem să mutăm, dar de ce să punem problema așa în prolongație și în timp respectiv. Ok, este, dacă vreți să te spun, să vă răspund la câteva întrebări. În primul rând, există o hotărâre definitivă și executorie. Doi, acolo nimeni la momentul ăsta nu știe cine mai e proprietar. În toate documentele cimitirului de terenza orașului Dărmănești, nu s-a modificat absolut nimic. Instanța de judecată spune că este a localității Sân Martin. Ministerul Apărării spune că este cimitir internațional și că românii au acolo întrumați eroi, că mai au și rușii, mai au nemții, au italienii, sunt 7 nații acolo și că e cimitir internațional. Se mai spune că cei care au făcut lucrări acolo nu le-au făcut niciun fel de autorizație până în 2018, când am venit noi. E un tămbălău politic acolo. Noi vom face câteva lucruri, cu siguranță, în perioada imediat următoare. Trebuie să respectăm acea hotărâre care a rămas definitivă și vom demola acele cruci și cei acolo. Doi la mână. Vom transmite o adresă și înainte de a intra în ședință de Consiliu, mă consultam cu colegii mei, vom transmite o adresă către primarul din Sân Martin, în care vom solicita acea notificare ce a spus dumneavoastră. Vom solicita emiterea unui act administrativ pentru demolare,
Mai avem și o adresă pe care ne-a transmis-o ieri Consiliul Județean Harghita, prin care ne spune, ne-a dat și soluții unde să ne ducem noi cu ce avem acolo. Este un subiect pe care îl vom aborda în perioada următoare. Vom vedea ce facem și cu acele, și de comun acord cu acel monument și ce avem acolo, unde le folosim și așa mai departe. Cert este că la un singur lucru s-a ajuns de comun acord. Cimitirul are statut de cimitir internațional. Este făcut în 1926, nu de noi, ci de cultul eroilor de la acea vreme. Sunt 1306 eroi inhumați acolo. Sunt și români. Va trebui, nu noi, pentru că noi am făcut ceva și se pare că am deranjat, va trebui statul român să se implice acolo așa cum trebuie. Și trebuie să nu să rescriem istoria cum vor unii sau alții și să ne pronunțăm noi că sunt sau nu sunt, ci statul român, prin acele tratate internaționale pe care și le-a asumat cu țările respective, cu reprezentațiile militare ale statelor care au înhumați eroi acolo, să facă ordine. Statul român nu și-a dus la îndeplinire atribuțiile pe care le are. Un stat care nu și-a făcut datoria prin oficiul cultului eroilor și așa mai departe, față de eroi care sunt înhumați acolo și față de, repet, tratatele internaționale care sunt semnate și care ar trebui să le respecte și statul român, că el și le-a asumat. Vom vedea cum gestionăm în perioada următoare această, eu știu, treabă, pentru că nu vreau să creăm, eu știu, inflamații, conflicte și așa mai departe. Vom vedea la momentul respectiv și o să vă informez pe măsură ce lucrurile evoluează. Da? Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări? Aici sunt totuși câteva aspecte. Eu vă propun să discutăm asta într-un format mai restrâns și vom vedea ce soluții. Eu am niște observații deja scrise, o să vive tot. Da, lăsați-le și le discutăm ca să... Da. Pentru că n-aș vrea să înțeleagă cineva, e presa în direct, că facem un apel la nu știu cine din țară să ne trezim cu nu știu cine. Nu. Este o chestie care gestionăm și vom avea și soluții la... Statul român, pur și simplu, nu s-a implicat absolut deloc în problema aceasta. Am spus și eu că statul român... Și atunci o intervenție către niște foruri internaționale de justiție... E complicat. Să-și facă statul român treaba pe care o are pe legislația românească și lucrurile se rezolvă. Dar până atunci, cei din partea cealaltă, nu vor ține cont de problemele astea și vor acționa. Adică, acea simplă notificare îi va pune în postura de a desfința ei cimitirul respectiv. Foarte bine. E foarte bine. Curtea de apel, n-a ținut seama, probabil, de problemele, de intervențiile jurătorilor noștri. Nu judecători, avocați românești. Toate, mă rog, aspectele sunt oarecum pe lângă adevăr. Începând de la locație. Ei nu vreau să știți cum ne facem o discuție pe lucruri care nu are rost să ne... Pentru că, în primul rând, nu suntem juriști, în al doilea rând, este o hotărâre a curții care o fi, ce să ne... Are să dacă nu... Respectăm decizia instanței. Dacă deci, mai aveți alte probleme, domnul profesor? Alte discuții? Mai avem două probleme. Haideți, vă rog. Râul de la Dărmăneasca, îmi pare rău să o spun, dar nu este încă terminată reabilitarea. Mai sunt niște probleme destul de serioase, adică problema de trecere pe sub șoseaua națională. Da. La prima viitură este... V-am spus că am făcut demersuri acolo și sunt cei de la drumurile naționale, cred că sunt în fază de autorizare a lucrărilor. A solicitat aviz de mediu. Este un demers foarte nevoios, adică nu credeți că mâine. Au solicitat aviz de la mediu de un an și ceva. De când am făcut noi demersurile astea, mă bucur că au răspuns favorabil și au spus că alocă investiții pentru așa ceva. Au solicitat certificatul de urbanism, sunt la avizări acum că mediul nu știu ce le mai cere și eu sper anul ăsta să fie rezolvat. E un segment de proiect care ține strict de ei, costă niște sume fabuloase să modifici ce avem acolo, pentru că se vrea lărgirea podului, supraînălțarea și așa mai departe. Dar este un demers început și eu sper să și-l
ducă la un sfârșit. Mai e problema drumului spre proprietăți. Acolo, drumul spre proprietăți, încercăm anul ăsta să vedem dacă reușim să facem un pod în spate acolo, pentru că românul care are proprietate vis-a-vis de teren, nu vrea să ne dea teren. Este vorba, știți foarte clar, că a făcut 1 milion de lei. Este ruda dumneavoastră, care nu vrea să cedeze niciun metru din proprietatea lui pentru a face acces pe acolo. Dacă nu vrea, proprietatea este sfântă și nu putem să facem altceva, să expropriem pod. Vom face podul ăla acolo, la ulița de la Dărmăneasca, este singura soluție. Eu am pe strada 5 metri. Pe strada 5 metri. Am făcut demersuri și cu toți cei din neamul Buzan. De la Îl Bătrân, care a plecat, până la cel mai mic, care e acolo și răspunsul este nefavorabil pentru noi, deși noi veneam cu o lucrare să facem acolo un dig serios, îi făceam și gardul omului, dar la momentul ăsta nu avem un răspuns favorabil, din diverse motive. Nu are rost. Dacă mai aveți ceva. Da, mai este o problemă. Dacă primăria Dărmănești s-a înscris în platforma programului Erav la local. Da, nu ne-am înscris în această etapă, că n-am avut bani. Trebuie să punem 600 de lei de la bugetul local pentru fiecare mașină. Și am făcut, dacă ați văzut acea rectificare, am strâns bănuții și am pus 4,7 milioane de lei pentru asfaltare. Trebuia să fi venit, să fi rupt de undeva, nu-i avem. Deci nu-i avem acești bani pentru a putea să... Și n-am avut nicio solicitare, adică n-am avut solicitări scrise la primărie. Fiecare mașină trebuie 600 de lei să punem de la noi. Dacă avem 100 de mașini, 600 de lei. Sunt 600.000 de lei pe care trebuie să-i avem. Deci, din cauza asta nu ne-am scris că nu ne dă nimeni bani. Să nu credeți că vine vorba. Toți ne cer acești bani. Nu am avut. Poate într-o etapă viitoare, dacă se va mai lansa proiectul ăsta și dacă vom avea disponibil, vom face. Mai aveți mulțumim. Înainte de încheierea ședinței, din partea colegilor, urăm la mulți ani colegului nostru consilier, Codfaz Vasile, să fii sănătos și fericit. La mulți ani, e ziua la mulți ani. Să nu plecați două și nu oprești. Declară închise lucrările ședinței din data de 28 a 4 a 2023. Mulțumim foarte mult.